something I'm giving up on you. And bine v-am găsit la interviurile Cancan. Astăzi o avem invitată pe Diana Brescan, participantă la X Factor România, dar și premiantă la Șlagărul anului 2015. Bine ai venit în studioul Cancan. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Pentru început, hai să începem cu o mică autobiografie. Aș vrea să te prezinți ca publicul să te cunoască mai bine. Sunt Diana Brescan, sunt interpretă de profesie, am 19 ani și la moment sunt student în anul 1. Tu ai mai participat la X Factor și anul trecut, dacă nu greșesc. Da. De ce, cine te-a motivat sau ce te-a motivat să mergi și anul acesta? Păi, în primul rând, chiar mă uitam pe internet cum alții merg, participă și au succes mai departe și este, vreau să spun că este un mod foarte bun de a te promova și am decis să particip și eu. În primul rând, cei care m-au susținut a fost mama și profesorul meu de cantă, Eugen Urchevici, care au zis, uite, Diana, trebuie să depășești toată frica și să mergi și să prezinți, să arăți lumii ce poți. Ediția de anul trecut te-a învățat ceva? Da, ediția de anul trecut mi-a dat foarte multă experiență. Dacă sincer, anul acesta nu am avut așa multe emoții cum anul trecut, pentru că este pentru a doua oară. Și chiar dacă anul trecut nu am reușit să ajung până în finală, nu m-am descurajat și am mers mai departe. Pentru etapa următoare, ce ne pregătești? Este o surpriză, veți vedea, dar să vin tot aici în premieră la Cancan și să vă povestesc mai multe. Așteptăm. Ai avut emoții pe scenă? Ce emoții ai trăit pe scenă? Emoții, sincer, am avut emoții pozitive. Am trăit această piesă pentru că a fost chiar și piesa de final al X-Factorului. Am închis în general audițiile X-Factor cu această piesă. Am văzut că reacția juriului a fost una pozitivă. Horia, da. Brenciu a menționat că te-ar putea lua acasă, Noapte Say Something, sau Ștefan Bănic a spus că... A fost mai bine decât anul trecut. Da, ai progresat foarte mult. Te-ai așteptat la un asemenea impact, reacție din partea juriului? Sincer, m-am așteptat pentru că am făcut foarte multe lecții de canto, aproape în fiecare zi, și m-am așteptat la așa un rezultat, necătând la faptul că eram foarte obosită. Povestește despre Șlagărul anului 2015. A fost o nouă experiență pentru tine și pentru cariera ta. Cum a fost, impresii? La Șlagărul anului, sincer, când m-a sunat organizatoarea festivalului Nona Marian și mi-a zis, uite, Diana, piesa ta este în top și a intrat în cele 25 de piese. Felicitări, ești pentru prima dată la Șlagărul anului 2015 și sper să nu fie ultima. Am avut emoții foarte pozitive. Auzind această noutate la telefon, am sărit în sus de bucurie. Prima care am sunat-o a fost mama, după aceasta prietenul meu și după aceasta am început să mă gândesc la și la show. Și am avut parte de un mic ghinion, dar... Care ghinion? Băiatul Călin Tămăzlicaru, care cântă strofele la piesa Sunt Bogată, a suferit... Voi ați luat premiul pentru piesa în colaborare cu Augustin Zara, da? Cu Augustin Zara. Augustin Zara este în rol de DJ. Andrei Tostogan este compozitorul piesei, el a făcut linia melodică și Călin Tămăzlicaru este interpretul pe strofe, eu cânt refrenile. Așa. Și el nu a putut veni, din păcate, a suferit o operație și a trebuit să cânt singură strofele, care îmi părea mie că nu este în stilul meu, dar totuși până la urmă mulți mi-au zis că mi-a reușit. Am încercat să fac tot posibilul să fie bine. A fost complicat, dar a izbutit să ieși. A fost complicat situație. Pentru că sunt mai mult interpretă de, place muzica lentă. Și un pic la ritmic am crezut că nu-mi va ieși, dar până la urmă chiar eu m-am uimit că, uite, dacă muncești, îți iese. În toate domeniile, indiferent de... Corect. Sincer, eu sunt student la anul întâi la științe politice și relații internaționale. Și m-am gândit că, nu știu, nu o să-mi iasă, dar în general îmi plăcea. Am văzut că presa te-a apreciat pentru ținuta care a avut-o. Într-adevăr, ne-am stăruit mult, eu împreună și designerul meu, este vorba de Nadia Gudumac. Ai un design personal. Da, am un designer personal, este vorba de ea, brandul Nikita Renate. Și chiar când am văzut ținuta, chiar la prima măsură, am zis deodată că este a meu. Este o salopetă, culoarea roșie, mă bucur că am ieșit din negru, pentru că eu mai mult sunt adeptă culorii negre. Este evident. Da. Pe viitor, ce ne pregătești? În afara concursului X Factor, ne pregătești careva surprize în cariera muzicală, o piesă nouă, un videoclip nou. Apropo, tu ai deja lansat un videoclip acum? Da, am lansat primul meu videoclip, este vorba despre videoclipul For You, în colaborare cu băieții Igor Barbă, directorul.
Și desigur iarăși Andrei Tostogan, el mi-a făcut două hituri foarte bune. Și nu exclud faptul că poate anul acesta voi participa și la Eurovision. Nu mă las până nu plec. Așa. Careva detalii despre piesa care o pregătești? Piesa care va merge la Eurovision, tot probabil va fi în colaborare cu Andrei Tostogan. Și deja vedem. Eu seara voi afla mai multe detalii, singură. Încă nu sunt. Eu îți mulțumesc mult pentru interviu și îți urez multă baftă în tot ceea ce faci și multă baftă la X Factor și la Eurovision, desigur, că sunt două concursuri foarte importante, da, pentru cariera, sigur, ta. Vă mulțumesc mult! Și te mai așteptăm la noi la Cancan. Mulțumesc mult, Cancan!